Bună ziua, bine v-am găsit. Acum voi trece la verificarea. Sunt niște nuclei, adică au fost nuclei formați anul acesta. Structura acestui stup e un pic diferită față de alți stup, din ce cauză că e altfel gândit, adică altfel au fost întreținuți în partea asta, în partea stângă. Avem deja o colonie bine formată, din câte văd eu. Arată bine de tot. Îmi place că sta albina până lângă diafragmă și e frumos, e o treabă faină ăsta, iată ce frumos este. Voi arunca o privire la câteva rame, au și el băgat tratamentul. Foarte frumos e ăsta. Ai treabă cu el. Dar să arunc o privire la câteva rame, să văd, fiindcă aici nu prea ai ce să faci, din câte văd eu. E doar o verificare preliminară, așa. Să vedem. Dar stupul frumos îl vezi, deja nu mai e. Iată ce bine e determinat, are puiet până lângă diafragmă și aici are păstură. Da, e. E cu totul altceva ăsta. Opa. Nu trebuie deranjat foarte tare, dar că-i bag tratamente. Iată, frumos. Deci așa trebuiau să arate coloniile cât de cât. Aici ai plin cu larve, puiet căpăcit, varoza nu este prezentă. Cei care nu știți care e treaba cu varoza, sunt albinele care eclozează fără aripi, sunt rahitice așa. Bine, avem larvar. Aici mai este cel puțin două generații de albină. Important este să îl tratăm și va ierna în condiții foarte bune. Doar introducem tratamentul și asta basta. Bun. Așa. Ăsta e mai mult decât bine. Mai mult decât bine va ierna astfel. Bine, hai să vedem ce e și în partea opusă, chiar nici nu mai țin minte. Să văd, știu că aveam unul care abia mai avea albine când m-am mai uitat la el. Ăsta de aici. Da, e o matcă, e o matcă. E o matcă sau o regină care
ar fi salvată. Era o matcă de rezervă, dar acum în stupină nu mai e cazul să vorbim de rezerve. Fiecare ramă de albină este importantă. Da. Am înțeles aici. Situația e bună. La care e problema? Asta nu are mâncare. Iată ce. Cu ce problemă dai nas în nas? Da, nici albină nu. Nu strălucește nici în albină foarte tare. Îl las în pace și probabil o să-l unesc cu cel de lângă el. Un tratament și lui. Ăsta l-am ținut așa ca să am o mătcuță, dar nu mai e cazul, o să le limbi. Imediat ce nu mai are puiet, va fi eliminat. A supraviețuit mai mult decât credeam eu. Acercați de aici. Trebuie să folosim un pic de timp pentru a îndepărta albinele care vin deasupra, pentru a putea deschide. Cu toate că cred că ăsta, al doilea de aici, arată mai bine. Arată mai bine și oricum nu va mai primi un pic de albină. Am mai primit ceva albine de la vecină. Va ierna 2 în 1. O să vedem. Care îi va fi viața. Bun. Tratament și să fie sănătos. Vom trece mai departe, acolo știu că e o familie, mai bunicică. Bun, mai avem doi mai sunt de verificat, doi stupi, să vedem, ultimii doi, ceea ce am găsit în stupină nu prea e cine știe ce. Iernare medie de 3-4 rame maxim, zic eu. Rar e care să fie un pic mai mare. Aici este o singură colonie. Chiar e curios. S-ar putea să fie cel mai mare, eu știu. S-ar putea, nu știu, sigur. Deci el o să-l restrâng și pe el.
Bun, să aruncăm repede o privire. Ia să văd eu cum o să-l restrâng. Să văd un pic ce ordine și are deschise, fiindcă s-ar putea să închid un ordine aici, în care mai multe găuri. A, e închis. Mă duc repede spre cuib. Văd că este un pic până la cuib. Srame cu miere. Măstura e prezentă. Asta contează. Dacă este prezentă păstura, înseamnă că nu mai e nevoie de proteină prea multă în stup. Aș fi curios dacă are larve, ouă. Da, are larve și ouă. Bun. Deci cam asta ar fi strângerea acestei colonii. E o colonie frumoasă. Și puietul arată bine. Ce de puiet are. Mai e câte o celulă afectată de varul. Bun. Asta e în regulă. Aici vine strânsoarea. Acesta iernează în condiții bune. Adăugăm și lui un tratament. Asta basta. Asta e un sub care arată bine, bine. E o singură colonie. S-ar putea să-l mut într-o altă ladă. Bun, continuăm și după ce l-am acoperit pe acela, ăsta e o colonie, aceasta este o colonie care nu i-am extras miere. Cu toate că ați văzut în toate filmele, miere este. Deci mierea nu e o problemă. Ăsta l-am lăsat așa din luna, nu știu, luna august. Iulie, deci n-am umblat la el de foarte mult timp. Nu a fost restrâns, nu nimic. El chiar e curios. E ultimul, e în colțul stupinei. Ia. Ăsta așa arată. Ce diferență este, nu? Este diferență. Aș să ridic și o ramă. Deci n-am ridicat rame, n-am făcut nimic la el, îmi trebuie cleștele. Să aducem cleștele. Arată, zic eu, bine. Scot prima dată diafragma. Nu l-am extras, nu l-am deranjat.
Bun, acum cei care v-ați uitat la începutul filmului s-ar putea să nu prindeți, dar dacă ajungeți spre sfârșitul filmului, o să vedeți această colonie. Cu această diafragmă voi restringe în caz că este nevoie. E un pic rău, vă dați seama, n-a fost umblat la el. Ăsta nu știe ce înseamnă să-l deranjezi. Îți facem fum. Și acum l-am deranjat doar pentru că i-am pus eu tratamente, da? Când am văzut că atâta varoa e, n-am putut să nu-i pun tratament. Bun. Ia să vedem câteva rame. El nu era rău înainte. Nu era rău. Acum e un pic rău, ce să-i fac. E o mască de schimb liniștit. A fost stâncat. După care l-am dat jos. Ia se vede. Miere are, fiindcă n-a fost extrasă. Opa! Iată, miere are. Nici nu mă așteptam să nu aibă miere. Vreau doar să văd dacă și puietul ei cum arată acestei colonii. Cum n-a fost desfăcut așa mult timp. Altă ramă, tot cu miere. Bun. Aici este puiet, normal, unde a fost banda, au curățat, au rostot, are larve, ăsta e frumos, ăsta e frumos, frumos. Dar ce ar fi să-l las așa, să vedem cum iernează, așa complet el, doar e pucatul la primăvară. Albină cu polen pe picioare. Să vedem cum își formează ghemul. Dar ăsta n-ai treabă cu el. E perfect, albina tânără eclozată arată bine. Are polen, păstură. Dar hai că mai ridic o ramă și gata, las în pace. Îi aplic tratamentele și va rămâne așa, cum este el. Deci nu o să-l restrâng pe acesta, doar îl împachetez. Dar ăsta este cel mai mare dintre toți. Bine, nu e afectat de varo. Iată ce puiet frumos la ora asta. Da, n-ai ce să... N-ai ce să... Ce să mai zici, stai mămos, ăsta e mămosul stupinei și dacă rămâi cu unul, ăsta o să fie.
Deci dacă din toată scupina rămâi cu doar unul singur, ăsta o să fie ăla. Nu vreau să umblu prea tare la el, dar curiozitate. Hai, mai ridicam asta și las. Aha. Larve, bun. Deci el nu-i trebuie nimic. Nu-i trebuie nimic. Doar tratament. Ăsta e scupul de milioane. E scupul de milioane. Trebuie să spun și ție tratament. N-avem ce face. Sunteți un pic rele, dar pe bună dreptate poate fi acum supărată pe mine. Dintre toate coloniile cu varroa, ăsta e supraviețuitorul, să zic. Așa. Să zicem supraviețuitorul? Ei, zicem așa. Ca să vă faceți o idee, ăsta e primul la care îi pun două benzi. Deci primul și ultimul, nu cred că mai vreunul care necesită două benzi. Ah, bravo lui că a supraviețuit. Bun. Cam atâta în acest film. Am reușit să iau toată stupina la ochi. Am văzut și câteva mici dezastre. Am văzut și, iată, la sfârșit, e o super colonie. Este o super colonie, n-am nimic de zis. Până data viitoare, numai bine.